Învăț să trăiesc în slavă. În timp ce stăteam la fereastră uitându-mă în grădină, unde Karim și cu mine ne jucasem când eram copii, un muson puternic ce bătea dinspre India îndoia vârfurile copacilor. Mi se părea că prind din el un mesaj extraordinar pe care nu credeam că-l aud bine. Nu se poate să-mi spui asta, Doamne, am zis zâmbind. Cred că am halucinații. Doar nu vrei să merg la înmormântarea lui Karim? Ar fi total nepotrivit. Ar fi de prost gust. Nu aș reuși decât să jignesc niște oameni care sunt în doliu. Chiar pe măsură ce obiectam, am recunoscut încă o dată că sentimentul prezenței lui începe să pălească. Imediat cu acest semn, am început să mă întreb dacă nu cumva chiar mi se spunea să fac acest lucru extraordinar, înfruntând pe față ostilitățile boicotului. În cele din urmă, cu un oftat adânc, m-am ridicat de pe locul meu de la fereastră, am strâns din umeri și am spus: încep să învăț, Doamne. Simțul meu în ceea ce privește ce e de făcut este nimic în comparație cu al Tău. Pentru că Tu îmi spui să merg, voi merge. Și sentimentul prezenței sale reveni. Prin ce șir extraordinar de experiențe treceam cu aceste plecări și reveniri ale slavei sale, și totuși aveam sentimentul că abia începusem să învăț rostul acestui lucru? Cum puteam învăța să rămân în prezența lui pentru o perioadă tot mai mare de timp? Nu știam că în următoarele 2 luni aveam să trec printr-o serie de experiențe care urmau să mă ducă un pas mai departe în acest proces de învățare. Stăteam pe aleea pietruită în fața casei lui Karim șobăind. În ciuda făgăduinței mele de a asculta, mă simțeam ca o torturică singuratică aruncată între 1000 de vipere. Inspirând adânc, m-am îndreptat către casa de piatră ce se înălța între altele asemenea ei. Am intrat în curte și am pășit către verandă sub privirile fixe ale sătenilor, care stăteau liniștiți, de jur împrejur. Am intrat în casa de modă veche, cu tavanele sale sculptate și cu pereții tencuiți în alb, în care Karim și cu mine râsesem, ne jucasem și ne hârjonisem atât de des. Acum nu se mai auzeau râsete. Pe lângă starea mohorâtă a familiei îndoliate se mai adăuga și răceala a 20 de priviri disprețuitoare îndreptate către mine. M-am uitat la o verișoară cu care fusesem foarte apropiată. Ochii mi se întâlniră pentru un moment, verișoara își întoarse repede capul și începu să vorbească cu o vecină. Îndreptându-mi umerii, am pășit apoi în sufrageria casei lui Karim și m-am așezat pe una din saltelele groase de bumbac ce fusese răpuse pe podea, înconjurate de suluri și pernuțe de care să te sprijini. Mi-am așezat sariul în jurul picioarelor. Deodată lumea păru să se trezească, dându-și seama cine eram. Conversația liniștită care umplea camera încetă brusc. Chiar și femeile care își spuneau mătăniile, fiecare mărgea însemnând câte o rugăciune îndreptată spre Allah, se opriră și se uitară în jur. Atmosfera din încăpere, care fusese fierbinte din pricina căldurii începutului de vară și a zecilor de trupuri înghesuite umăr la umăr, păru să se răcească dintr-o dată. N-am spus nimic, n-am făcut nicio încercare de a părea sociabilă, mi-am lăsat simplu privirea în jos și mi-am spus la rândul meu rugăciunile. Doamne Iisuse, am șoptit în inima mea, te rog să fii cu mine acum, când sunt reprezentanta ta în acest grup de prieteni și rude dragi, care sunt atât de întristați de moartea lui Karim. După 15 minute, susurul lin al conversației început din nou. Era timpul să merg să o salut pe soția lui Karim. Ținându-mi capul sus, m-am ridicat de pe saltea și am pășit în camera alăturată unde zăcea trupul lui Karim în sicriul adânc și înalt, construit conform credinței musulmane, care spune că mortul trebuie să stea în capul oaselor când vin îngerii să-l întrebe înainte de intrarea în rai. I-am prezentat condoleanțele mele soției lui Karim, apoi am privit fața liniștită a dragului meu văr, înconjurată de giulgiu nou de bumbac alb, și am șoptit în sinea mea o rugăciune pentru duhul acestui om.
Oh, cum îmi doream să-i fi putut vorbi înainte să moară! Un murmur scăzut umplu încăperea, când membrii apropiați ai familiei se rugară pentru Karim. Doamnele se ridicară în picioare și citiră versete din Coran. Totul era o parte din ritmul vieții și al morții pe care îl cunoșteam atât de bine, iar eu îi întorceam spatele. Astăzi, înainte de apusul soarelui, va avea loc o procesiune către cimitir, iar toată familia va merge în urma catafalcului. La marginea mormântului, cei care poartă sicriul îl vor lăsa jos și preotul va striga: Dumnezeu este foarte mare! Doamne, acesta este robul tău, fiul robului tău. El a mărturisit că nu este alt Dumnezeu în afară de tine și că Mohamed este robul și mesagerul tău. Așa cum stăteam ascultând tânguirile liniștite din cameră, am văzut-o pe mama lui Karim îngenunchind lângă catafalc. Părea atât de părăsită, încât am simțit brusc un îndemn copleșitor de a mă duce lângă ea. Să îndrăznesc oare? Nu cumva va fi o jignire? Să-i spun oare ceva despre Isus? Poate nu. Prezența mea, o creștină, era de ajuns pentru a-l aduce aproape de ea pe Isus într-un mod plin de compasiune. Am pășit așadar spre mama lui Karim și am îmbrățișat-o, spunându-i cu glas căzut și liniștit cât de tristă eram. Karim și cu mine am fost atât de apropiați. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă mângâie. Mama lui Karim își întoarse fața către mine. Ochii ei întunecați, plini de lacrimi, îmi mulțumiră și am știut că în acel moment Iisus îi mângâia inima îndurerată. Mama lui Karim însă părea să fie singura care a acceptat ceea ce făceam. Am plecat de lângă ea și m-am întors să mă așez printre cei îndoliați. Un văr și încă unul apropiat se ridică ostentativ în picioare și își făcu loc să iasă din cameră. Fu urmat de un alt văr și de încă unul. Ședeam acolo, luptându-mă cu emoțiile propriei mele dureri pentru Karim și familia lui pe de o parte și cu această situație jenantă pe de altă parte. Inima îmi bătea cu putere. Dușmănia îmi străpungea armura protectoare. Tot ce puteam face era să rămân așezată cât timp era potrivit, să mă pot ridica, să-mi iau rămas bun și să ies din încăpere. Când în cele din urmă am plecat, am simțit toți ochii din casa țintiți asupra mea. În mașină am stat un moment în fața volanului încercând să mă adun. Fusesem ascultătoare, dar prețul era mare. Cu siguranță aș fi preferat să fi rămas acasă, în loc să fi intrat de-a dreptul între fălcile acestei mânii nedeghizate. Dacă mă gândeam că voi fi nevoită să trec prin această vale doar o dată, mă înșelam. Câteva săptămâni mai târziu, tocmai când căldura miezului verii începea să se așeze deasupra regiunii noastre, un alt văr muri. Și de această dată am aflat de moartea lui prin servitorii mei. Și din nou, ascultând de îndrumarea Domnului, m-am aflat intrând cu reținere într-o încăpere plină de oameni în doliu, în ciuda răcelii și aurii. Ca un act de voință mi-am alungat grija față de propria persoană și am concentrat-o asupra singurei persoane care era cu adevărat nenorocită, văduva vărului meu. Era mama unui băiețel de aproape 5 ani, de o vârstă cu Mahmud. Părea atât de abandonată stând în picioare lângă sicriu de una singură, încât am plâns pentru ea și soțul ei. Apoi, exact cum mi se întâmplase și la înmormântarea lui Karim, m-am simțit împinsă spre această femeie desnădăjduită. În timp ce mă apropiam, ochii ni s-au întâlnit și am văzut un moment de ezitare pe fața ei înlăcrimată. Apoi, cu o privire hotărâtă, mergând cu bună știință împotriva voinței familiei ei, îmi întinse mâna. Am plâns în tăcere, ținându-i mâna arămie tremurătoare între a mea. Am schimbat doar un cuvânt, două, dar inima mea se ruga cu ardoare ca Duhul Sfânt să se atingă de ea în această nenorocire, această femeie musulmană, dragă mie. Binecuvântați pe cei ce plâng! Îți mulțumesc, Bilkis, îți mulțumesc, îmi șopti văduva, când în cele din urmă dădu drumul mâinii mele.
Am îmbrățișat-o și am ieșit din încăpere. În mod ciudat, la intervale scurte, au mai urmat încă două înmormântări. Acest lucru era destul de neobișnuit chiar și pentru o familie atât de mare ca noastră. Dar de fiecare dată domnul mi-a vorbit foarte clar, foarte limpede, să ies din siguranța casei mele și să merg acolo unde era nevoie de mine. Nu trebuia să vorbesc prea mult. Trebuia să las ca prezența mea, plină de compasiune, să-mi slujească de mărturie. În acest timp, domnul lucra asupra mea. Avea atâtea să mă învețe și folosea aceste înmormântări ca sală de clasă. În timpul uneia dintre aceste vizite, la o înmormântare în familie, am descoperit următorul mare secret de a rămâne în prezența lui. La o înmormântare musulmană, nimeni nu gătește, nici nu mănâncă, până când trupul nu este înmormântat. Rezultatul este de obicei o zi de post, iar acesta nu e un chin chiar așa de mare. Totuși, în acea zi, cum ședeam izolată în camera aglomerată, am simțit deodată că aveam nevoie de obișnuitul meu ceai de după amiază. Acesta era un lucru, mi-am zis, fără de care pur și simplu nu puteam să fac față. În cele din urmă, nefiind în stare să-mi stăpânesc dorința, m-am ridicat și am îngăimat o scuză. Trebuie să mă spăl pe mâini, am spus. M-am strecurat afară din casă și am coborât pe stradă până la un mic restaurant. Acolo mi-am luat prețiosul ceai, după care m-am întors printre cei ce luau parte la mormântare. Am simțit de îndată o însingurare ciudată, ca și cum un prieten ar fi plecat de lângă mine. Știam, desigur, ce se întâmplase. Mângâietoarea prezența Duhului Său mă părăsise. Doamne, mi-am spus, ce-am făcut? Mi-am dat seama. M-am scuzat, spunând o minciună. Dar, Doamne, n-a fost decât o minciună nevinovată, am spus. Nu simțeam nicio mângâiere a Duhului. Doamne, am insistat, dar eu nu mai sunt legată de obiceiurile astea de înmormântare musulmane și, în plus, nu pot fără ceaiul meu. Dar, tată, am continuat să insist, nu puteam să le spun că ies să-mi iau ceaiul și prăjitura. I-ar fi supărat. Bine, tată, am spus, înțeleg. Am făcut rău când am mințit. Îmi dau seama că umblam după aprobarea oamenilor, dar eu trebuie să trăiesc doar pentru aprobarea ta. Îmi pare rău cu adevărat, Doamne. Te-am rănit. Cu ajutorul tău nu voi mai face acest lucru. Odată cu aceste cuvinte, prezența lui mângâietoare se revărsă din nou asupra mea, ca ploaia pe albia unui lac secat. M-am destins. Știam că el e cu mine. Așa am învățat să mă întorc repede în prezența lui. Ori de câte ori nu-l simțeam aproape, știam că îl întristasem. Cercetam în urmă până când dădeam de momentul în care îi simțisem prezența pentru ultima dată. Apoi recapitulam fiecare gest, fiecare vorbă și fiecare gând până când descopeream unde mă rătăcisem. Atunci mărturiseam păcatul și îi ceream iertare. Am învățat să fac acest lucru cu tot mai multă îndrăsneală. Prin aceste exerciții de ascultare am învățat minunatul secret al pocăinței. Am descoperit că pocăința nu însemna atât remușcare cu lacrimi, cât a recunoaște unde greșisem și a promite cu ajutorul lui să nu mai fac acea greșeală în viitor. Numai dându-mi seama de propria mea slăbiciune, puteam chema în ajutor puterea lui. În această perioadă de timp am descoperit că nu există minciuni nevinovate. O minciună este o minciună și vine întotdeauna de la Satan, tatăl minciunilor. El folosește minciuni de complezență, inofensive în ghilimele, pentru a ne obișnui cu această practică insidioasă. Minciunile pregătesc drumul pentru alte păcate. Satan ne șoptește că minciunile de politețe înseamnă considerație în ghilimele pentru ceilalți. Astfel ne plecăm în fața lumii în locul lui Isus, care este adevărul. Deși am învățat această lecție la înmormântarea unei rude, pentru mine a fost începutul unui nou mod de viață în care am luptat să smulg din rădăcini orice minciună. Din acea zi am încercat să mă surprind de fiecare dată când eram pe cale să spun o minciună nevinovată, ghilimele. Odată un prieten misionar
m-a invitat la o întâlnire la care nu voiam să mă duc. Eram gata să mă scuz, spunând că trebuie să fiu în altă parte, când înăuntru meu a sunat un semnal de alarmă și m-am oprit chiar la timp. În schimb, am descoperit că pot să spun adevărul și fără să rănesc sentimentele cuiva, spunând simplu, îmi pare foarte rău, dar nu voi putea veni. A mai fost acea zi când m-am așezat să scriu o scrisoare unui prieten din Londra și am început aproape automat să scriu că am fost plecată din oraș ceva vreme și n-am putut să-i răspund la ultima scrisoare. M-am oprit cu stiloul în aer. Plecată din oraș? Fusesem aici tot timpul. Am ototolit hârtia, i-am dat drumul în coș de gunoi și am început din nou. Dragă prietene, iartă-mă, te rog, că nu ți-a răspuns mai repede la frumoasa ta scrisoare. Da, erau lucruri mici, dar învățam că atenția în lucrurile mici m-a ajutat mult împotriva ispitelor mai mari ce se iveau. În afară de asta, viața era mai ușoară, când nu mai trebuia să-mi pierd atâta timp cu născocitul. Încet și sigur am început să realizez că încercam să trăiesc avându-l alături tot timpul pe Hristos. Bineînțeles, nu era cu putință pe de-a întregul. Mă surprindeam atât de des căzând din nou în felul meu vechi de-a fi, dar continuam să încerc. Iar în acest proces am descoperit partea practică a promisiunii, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Dându-mi silința să-i dau primul loc lui Dumnezeu, unele din celelalte nevoi ale inimii mele îmi erau și ele satisfăcute. Într-o dimineață, Raisham intră uimită în camera mea. Vă așteaptă o doamnă în sufragerie, zise ea. Cine este? Am întrebat. Begum Sahib. Dacă nu mă înșel, e chiar mama lui Karim. Bineînțeles că se înșela. Mama lui Karim n-ar fi venit aici. Am coborât la parter întrebându-mă cine ar putea fi atunci. Dar când am dat colțul spre sufragerie, acolo stătea într-adevăr mama vărului meu. Când îmi auzi pașii și ridică ochii, veni către mine și mă cuprinse cu brațele. Bilkis, spuse mama lui Karim cu lacrimi în ochi, am simțit că trebuie să vin personal să-ți spun ceva. La început, la înmormântare, nu te-am văzut printre atâția oameni, dar vreau să-ți spun ce mare mângâiere ai fost. Nu știu, e ceva nou, ceva cald și deosebit. Și în sfârșit am văzut de ce nu mi se permisese să-i vorbesc despre Isus în mod direct mamei lui Karim în marele ei necaz. Acest lucru ar fi însemnat să profit de situație, dar acum situația era cu totul diferită. Cu liniște și blândețe i-am vorbit acolo, în sufrageria mea, despre cât de mult însemna Isus pentru mine și cum încet, dar inevitabil, El îmi schimba atât de multe din modurile mele autoritare de a mă manifesta, înlocuindu-le cu personalitatea Lui, caldă, umană. Așa e, spuse mama lui Karim. Chiar ți-a păsat. Ai vrut cu adevărat să iei parte la durerea mea. A fost o vizită scurtă, dar frumoasă. M-a încurajat în două direcții. Mai întâi, prin faptul că o altă ființă umană observase o schimbare reală în mine, iar apoi, pentru că speram că aceasta era începutul unei întreruperi a boicotului familiei. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat prea repede. De fiecare dată când suna telefonul, era unul dintre prietenii mei misionari. De aceea, când telefonul sună chiar în dimineața dinaintea celei de-a șasea aniversări a lui Mahmud, mă așteptam să fie Mary. Am auzit în schimb vocea prietenoasă a mamei celui de-al doilea văr care murise. Bilkis? Da. Bilkis, voiam doar să-ți spun cât de mult îți mulțumesc pentru ajutorul pe care l-ai dat soției fiului meu. Mi-a spus că ai vorbit cu adevărat inimii ei. Ce interesant. Vorbisem puțin. Hristos fusese acela care o mângâiase. Am mai schimbat câteva cuvinte plăcute și apoi am închis. Încă o dată, nu puteam decât să fiu uimită de felul în care Iisus lucrase prin mine când eu nu vorbisem decât puțin sau nimic despre El în mod direct. Ajutorul fusese în prezența mea ca reprezentanta Lui în vreme de nevoie. În următoarele săptămâni
Alți câțiva membri ai familiei au venit în vizite scurte. S-au oprit să-l vadă pe Mahmud de ziua lui și i-au adus dulciuri și jucării. În aparență, motivul vizitei lor era să-l vadă pe băiat. De fapt, știam că acesta nu era decât un pretext. Veniseră, de fapt, să mai îndulcească amarul boicotului. Vizitele erau întotdeauna scurte și pline de tensiune, dar însemnau niște spărturi luminoase, bine venite în teribilul zid care fusese înălțat împrejurul meu. Trecuse aproape un an de când mă hotărâsem să primesc chemarea lui Hristos. Cum zbura timpul! În curând urma să fie din nou ziua mea. Era un an de când mă predasem Domnului, iar acum așteptam cu nerăbdare prima dată când voi sărbători cu adevărat Crăciunul. Văzusem, desigur, cum se sărbătorea Crăciunul când fusesem în Europa, dar până acum nu știusem cum arată Crăciunul când îl privești cu inima. Am împrumutat de la familia Mitchell un ornament. Când au venit la mine, au adus și un brăduleț și am cântat cu toții cântece de Crăciun spre marea bucurie a lui Mahmud. Servitorii au pus bradul în sufragerie, iar noi l-am împodobit cu panglici de hârtie. Totuși ceva nu era în ordine. Deși mă bucuram mult de aceste festivități, nu prea le simțeam adevăratul sens. Am început să mă întreb dacă puteam sărbători Crăciunul într-un mod care să exprime schimbarea ce avusese loc în viața mea. Apoi mi-a venit o idee. De ce nu dăm o petrecere pentru toată lumea, pentru misionari, pentru oamenii din sat, chiar și pentru măturători? Imediat am auzit glasul prevenitor al familiei mele avertizându-mă să nu mă dau un spectacol cu credința mea. Am auzit și vocea generalului spunându-mă în vedere că nu mai putea să mă acorde protecție în mod oficial dacă dădeam de necaz. Știam că ideea unei astfel de petreceri de Crăciun va fi o amenințare pentru mulți. Și totuși, după multă rugăciune, am început să fac planuri pentru neobișnuita adunare. Așa că am mers înainte și, în ziua de Crăciun, am dat petrecerea, ce a produs atâta agitație în Vah. Oamenii din sat au sosit de vreme și s-au strâns în jurul bradului din sufragerie. Apoi au venit misionarii. Sinove dădea tonul la cântări și toți cântau. Iar apoi, spre uluirea mea, unul dintre servitori a anunțat că o mătușă și niște veri din Ravalpindi veniseră pentru o vizită pe neașteptate. Mi-a sărit inima din loc. Oare cum vor reacționa? N-ar fi trebuit să-mi fac griji. Au reacționat într-un mod tipic, mă tem, pentru cei din înalta societate. Mai întâi au rămas cu gurile căscate, apoi s-au retras în liniște într-o altă încăpere unde au stat singuri într-o tăcere tensionată. N-am vrut să neglijez niciunul din grupuri, așa că mi-am petrecut timpul ducându-mă dintr-o cameră în alta. Era ca și cum aș fi alergat iar și iar de la un duș fierbinte la unul rece. În cele din urmă, poate chiar din cauza perseverenței mele, câțiva dintre membrii familiei mele au început să se relaxeze. Unii chiar au trecut în sufragerie și s-au alăturat festivităților din jurul pomului. Înainte ca petrecerea să ia sfârșit, conversau cu familiile Old și Mitchell, dar nu cu măturătorii. Petrecerea anunța, speram eu, începutul unui an deosebit. Nu unul mai ușor, ci doar unul diferit. Căci chiar în fața mea se aflau multe și încurcate răscruci care mă puteau duce în necaz dacă luam o cotitură greșită. Căci împreună cu cele câteva rude și puținii prieteni care se întorceau acum, veniseră și altfel de vizitatori. Aceștia erau oameni care erau hotărâți să mă convertească din nou la credința musulmană. Aveam senzația că existau și spectatori interesați, curioși să vadă cum voi reacționa la auzul acestor voci care mă chemau înapoi. Cum era oare mai bine? Să păstrez o tăcere discretă sau să declar deschis ceea ce gândesc? Răspunsul mi-a fost dat și de această dată prin prezența lui, căci ori de câte ori încercam să ocolesc problema, mă simțeam stânjenită și însingurată. Însă de fiecare dată când răspundeam dificilelor întrebări fără ascunzișuri și cu dragoste, simțeam că Domnul însuși este chiar lângă mine. De exemplu, într-o după-amiază am auzit o ciocănitură ușoară în ușă. Am fost surprinsă, căci era ora două.
Da, ușa se deschise. Era Rai Sham. Begum Sahib, aveți un vizitator. În vocea ei blândă se simțea o șobăială. Rai Sham știa că preferam să nu fiu deranjată între orele 12 și 3 după amiază. Totuși nu era un ordin. Cu un an în urmă i-aș fi poruncit cu asprime lui Rai Sham să nu mă deranjeze sub niciun motiv, între 12 și 3. Acum îi explicasem că eu nu mai consideram timpul ca fiind proprietatea mea personală. Timpul aparținea Domnului. Dacă apărea vreun lucru de care ea considera că ar trebui să mă ocup eu însămi, atunci bineînțeles că trebuia să vină la mine în cameră, indiferent de oră. Begum Sahib, omul e englez. În ochii ei căprui se zărea o lucire amuzantă. Zice că vrea să vorbească cu dumneavoastră despre Dumnezeu. Foarte bine, am spus uimită, cobor imediat. Așteptându-mă în salon, era un englez palid cu părul deschis la culoare. Am observat cu interes că purta haine tipic pakistaneze, cămașa albă și pantaloni largi. Cu fața lui palidă și hainele albe, aproape că se topea în albul pereților încăperii. Se scuză că venise pe neanunțate și trecu la subiect. Spuse că a venit tocmai de la Karachi ca să mă vadă, pentru că el se convertise de la creștinism la islamism. Unii membri ai familiei mele gândiseră că el și cu mine aveam preocupări comune. Ah, mi-am spus, știind cât de mult îmi plac englezii, ei cred că voi fi impresionată de un englez care s-a lepădat de creștinism pentru islam. Vizitatorul meu își drese glasul, șobăi puțin și apoi se lansă în scopul vizitei sale. Begum, începu el, mă deranjează un lucru cu privire la musulmanii care se convertesc la creștinism, și anume Biblia. Cu toții știm că Noul Testament creștin a fost schimbat și nu mai este așa cum l-a dat Dumnezeu. El repeta principala acuzație a mahomedanismului împotriva Bibliei, că se făcuseră în ea atâtea alterații încât versiunea actuală nu mai este demnă de încredere. Musulmanii pretind că originalul era în acord cu Coranul. Sper că n-o să credeți că vreau să glumesc, am spus eu, dar doresc cu adevărat să știu un lucru. Am auzit de multe ori că Biblia a fost schimbată, dar n-am reușit niciodată să aflu cine a schimbat-o, când s-au făcut schimbările și ce pasaje au fost alterate. Vizitatorul meu se lăsă pe spate și își plimbă privirile pe grinzile sculptate ale tavanului, bătând darabana cu degetele pe brațul fotoliului. Nu-mi dădu niciun răspuns. Cred că eram nedreaptă cu el. După câte știam, nu existau răspunsuri la aceste întrebări. Vedeți, dumneavoastră, am continuat, la British Museum există versiuni foarte vechi ale Bibliei, publicate cu aproape 300 de ani înainte de nașterea lui Mohamed. În toate punctele în care creștinismul și islamul diferă, aceste manuscrise vechi sunt identice cu Biblia de astăzi. Experții spun că, în aspectele esențiale, Biblia pe care o avem azi nu a suferit schimbări față de original. Pentru mine personal, acest lucru e foarte important, deoarece, pentru mine, Biblia a devenit un cuvânt plin de viață. Acesta vorbește sufletului meu și mă hrănește, mă ajută și mă călăuzește. Vizitatorul se ridică la mijlocul propoziției mele. Și de aceea, am continuat eu, mi se pare extrem de important să știu dacă există într-adevăr locuri în care mă las înșelată. Îmi puteți spune? Vorbiți despre cuvânt, de parcă ar fi viu, zise el. Cred că Hristos este viu, dacă asta vreți să spuneți, am răspuns eu. Chiar și Coranul spune că Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Mi-ar face mare plăcere să vorbesc cândva cu dumneavoastră despre aceasta. Acum trebuie să plec. Și cu asta gata. L-am condus pe oaspete până la ușă și l-am poftit să mai vină. N-a mai apărut, însă au venit alții, unii chiar bine înarmați pentru luptă și plini de concepții greșite. Nu-l voi putea uita pe domnul acela care i-a acuzat pe creștini că se închină la trei Dumnezei diferiți. Așa zisa voastră Trinitate e formată din Dumnezeu, Maria și Isus, a spus el.
Voi creștinii spuneți că Dumnezeu și-a luat o nevastă care era Maria și că din unirea lor a fost născut Isus. Allah nu poate avea nevastă. M-am rugat rapid, iar în minte mi-a venit limpede ce cale trebuia să apuc. Citiți Coranul? L-am întrebat. Bineînțeles. Ei, atunci vă amintiți unde spune Coranul că lui Hristos i s-a dat Duhul lui Dumnezeu? Adeseori mă minunasem cum de Coranul putea conține asemenea adevăruri extraordinare. Ați auzit probabil de Sadhu Sundar Singh, acel sikh evlavios, căruia Iisus i-a apărut într-o vedenie. Iată cum i-a explicat Iisus Trinitatea. Așa cum în soare există și căldură și lumină, dar lumina nu e căldură și nici căldura lumină, și amândouă sunt una, deși au forme de manifestare diferite, tot așa eu și Duhul Sfânt, ieșind de la Tatăl, aducem lumii, lumină și căldură. Și totuși, noi nu suntem trei, ci unul, așa cum soarele e unul singur. Când am sfârșit, era liniște în încăpere. Oaspetele meu era adâncit în gânduri. În cele din urmă, el se ridică, mulțumit pentru timpul acordat, și plecă din casă în tăcere. Privind silueta sa tristă, îndepărtându-se pe aleea pietruită, m-am întrebat deodată dacă Domnul se folosea într-adevăr de scurtele mele întrevederi cu oameni de felul englezului și al acestui musulman zelos. Nu puteam ști, căci n-am mai auzit nimic de niciunul din ei. Dar nu conta. Poate că nici n-ar trebui să mă preocupe rezultatele. Singurul lucru care conta cu adevărat pentru mine era ascultarea. Dacă Domnul îmi cerea să le vorbesc acestor oameni, atunci asta trebuia să fac. Pe măsură ce se apropia primăvara, Domnul părea să mă ofere și alte căi de a vorbi. M-am dus la Lahore și după o vizită plăcută, dar ciudat de necomunicativă la fiul meu Khalid, am cumpărat 100 de Biblii pentru a le dărui tuturor celor interesați. Am cumpărat și o mare cantitate de tractate creștine. Le împărțeam de câte ori aveam ocazia, lăsându-le chiar în toaletele restaurantelor. Nu sunt deloc sigură dacă acest lucru dădea vreun rezultat. Odată, întorcându-mă la toaleta respectivă, am observat că tenculețul se micșorase, dar apoi am privit spre coșul de gunoi. Acolo erau mototolite tractatele mele. Pare să n-aibă niciun rost, Doamne, am spus eu. Fac oare ceea ce vrei Tu? De ce, Doamne, am zis, ridicându-mi mâinile în față într-un gest de implorare? De ce nici măcar o singură dată n-am reușit să văd rezultatele unei conversații despre Tine? Era englezul care se convertise la islam, generalul, toți servitorii care fugiseră, și sutele de prilejuri când vorbisem cu membrii ai familiei mele și cu prieteni. Nici una dintre toate acestea nu adusese roade vizibile. Nu înțeleg, Doamne, pur și simplu nu pricep. De ce nu mă folosești? În timp ce mă rugam, senzația prezenței lui Hristos deveni din ce în ce mai puternică. El părea să umple atmosfera cu putere și mângâiere. Am auzit în inima mea acest gând. Bilkis, vreau să-ți pun o singură întrebare. Gândește-te la momentele când ai vorbit cu prietenii și cu familia ta. Gândește-te la clipele când i-ai primit pe cei care veniseră ca să se certe. Ai simțit prezența mea în timpul acelor vizite? Da, Doamne, da, am simțit-o cu adevărat. Era slava mea acolo? Da, Doamne. Atunci nu ai nevoie de mai mult. Așa se întâmplă de multe ori cu prietenii și cu familia. Rezultatele nu sunt problema ta. Grija ta nu trebuie să fie decât ascultarea. Caută prezența mea, nu rezultatele. Astfel am mers întâi înainte pe cale. Acum era ceva tot mai întăritor și mai înviorător. Odată ce Domnul mi-a bătut privirile de la rezultate, în ghilimele, și mi le-a întors către prezența Lui, mă puteam bucura de întâlniri cu un prieten după altul, cu o rudă după alta, fără să mă mai simt frustrată cât uși de puțin.
Am învățat să nu pierd ocaziile. Fie că dialogul era despre politică sau despre modă, îl rugam pe Dumnezeu să aducă în conversație o întrebare care să-mi deschidă drumul. De exemplu, vorbind odată cu o nepoată, discuția alunecă spre fostul meu soț, care era acum ambasadorul Pakistanului în Japonia. Ce-ai face în cazul în care Khalid ar veni să te viziteze, zâmbi ea ridicând o sprânceană? Am privit-o în ochi. I-aș spune, bine ai venit, l-aș servi cu un ceai. Nepoata se uită la mine neîncrezătoare. L-am iertat, am spus eu mai departe, și sper că și el m-a iertat pe mine pentru orice faptă cu care l-am rănit. Cum pot să-l ierți așa? Nepoata mea știa că despărțirea fusese oficială. I-am explicat că, doar prin propriile puteri, cu siguranță n-aș fi putut să-l iert, dar îl rugasem pe Iisus să mă ajute. Știi, am mai zis, Iisus ne-a chemat pe toți să venim la El cu poverile noastre. Iisus m-a eliberat de povara de ură pe care o purtam, de toată ura pe care o aveam față de El. Nepoată mi-a rămas un timp tăcută. Ei bine, zise ea, acesta este un creștinism de care n-am mai auzit. Dacă mai ai să-mi spui și alte lucruri de felul acesta, voi fi printre primii care să vină și să afle despre Iisus al tău. Chiar și aici am fost dezamăgită. Aveam speranțe mari. Credeam că nepoată mea va aduce din nou vorba despre acest subiect, dar n-a făcut-o. Mi s-a întâmplat și ca slava să mă părăsească pe parcursul acestei perioade. De fiecare dată lucrurile se petreceau la fel. Cădeam în cursa lui Satan, care mă convingea că vorbeam destul de bine. Argumentele mele erau chiar foarte profunde. Într-o zi, de exemplu, un prieten m-a întrebat: de ce trebuie să fiți atât de exclusiviști? Trebuie să recunoști că ne închinăm cu toții aceluiași Dumnezeu, fie că suntem creștini, musulmani, hinduși, budiști sau evrei. Îi dăm nume diferite și ne apropiem de El din direcții diferite, dar în cele din urmă este același Dumnezeu. Vrei să spui că El e ca un vârf de munte la care se poate ajunge pe mai multe cărări? El se lăsă pe spătar, ținând în mână ceașca de ceai și, în cuvință, dând din cap. Imediat am pornit la atac. Ei bine, am zis, poate că El este într-adevăr ca un vârf de munte, dar înspre El nu este decât o singură cale, prin Iisus Hristos. Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu o cale, am adăugat cu un ton tăios, ci calea. Prietenul meu își puse ceașca pe farfurioară, zâmbi ironic și dădu din cap. Bilchis, zise el, ți-a mai zis cineva că încă dai impresia de aroganță? Și mi-am dat seama îndată că omul care stătea pe scaun în fața mea vorbea din partea lui Dumnezeu. Argumentele mele erau corecte, erau sănătoase, biblice, dar Duhul nu mai era acolo. Bilchis avea dreptate. Bilchis afirma adevărul. Am spus repede o rugăciune de pocăință și l-am rugat pe Domnul să preia controlul. Îmi pare rău, am zis râzând. Dacă par satisfăcută de mine însă pentru că sunt creștină, atunci nu mă port cum ar dori Hristos. Cu cât aflu mai multe despre Hristos, cu atâta mai mare nevoie să fiu corectată. Domnul are foarte multe să mă învețe și știu că acum El îmi vorbește prin tine. Oaspetele meu a plecat, poate mai apropiat de Domnul, poate nu. Mă îndoiesc că voi afla vreodată. Știu însă sigur că eu învățasem a nevoie, pas cu pas, să ascult și să mă supun. Iar apoi, într-o noapte, am trăit din nou una dintre acele experiențe înspăimântătoare, care au apărut doar după ce devenisem creștină. Eram în camera mea, pregătindu-mă de culcare, când deodată am simțit o puternică prezență a răului la fereastra dormitorului. Mintea mea a alergat pe dată la ocrotitorul meu și am primit avertizarea de a mă duce lângă fereastră. M-am prăbușit la podea în rugăciune, rugându-L pe Domnul să mă acopere, așa cum își acoperă o găină puișorii, și am simțit puternica aripa ocrotirii sale. Când m-am ridicat, prezența de la fereastră pierise.
A doua zi dimineață m-am dus la familia Mitchell. Soarele strălucea vesel pe strada lor, dar pe dinăuntru eu încă tremuram. Și totuși, înaintând către ușa casei, șovăiam dacă să spun sau nu ce mi se întâmplase, de teamă că ei nu vor înțelege. La ușă, Sinove mă îmbrățișa, apoi făcu un pas înapoi, privindu-mă întrebătoare cu ochii ei albaștri. "Care-i problema, Bilkis?" mă întrebă ea. "Ei bine," am îndrăsnit. "De ce, după ce devii creștin, ți se întâmplă tot timpul lucruri înspăimântătoare?" Ea mă conduse în sufragerie unde ne așezarăm. "Nu înțeleg exact ce vrei să spui," zise ea nedumerită. "Te-a amenințat cineva?" "Nu cineva," am răspuns eu, "ceva." "Oh, da," spuse ea și se ridică să-și ia Biblia. "Uite aici, în Efeseni 6 ni se vorbește despre așa ceva. Citi. Noi nu luptăm împotriva puterii nevăzute. Noi luptăm împotriva puterii nevăzute care stăpânește această lume întunecată și împotriva duhurilor răutății." Își ridică privirea spre mine. "Chiar asta cred că e," am zis, povestindu-i câte ceva din cele întâmplate în acea noapte. Ea ascultă îngândurată și apoi zise: "De ce nu vorbești despre asta cu soții Old?" "Păi," am zis eu cu un râs forțat, "nu știu nici măcar dacă vreau să mai vorbesc." Astfel mă simțeam la începutul întâlnirii noastre cu familia Old din seara aceea. M-am hotărât să nu aduc subiectul în discuție. M-aș face pur și simplu de râs, m-am gândit. Fusese probabil doar o închipuire. Totuși, stând de vorbă cu Mary Old pe canapea în fața focului, n-am putut să nu aduc vorba despre preîntâmplare. Am încercat să par liniștită. "Aseară mi s-a întâmplat un lucru cât se poate de ciudat, Mary," i-am spus. "Am trăit o experiență extrem de înspăimântătoare pe care nu mi-o pot explica." Soțul ei, relaxat ca de obicei, stătuse până atunci la fereastră în spatele nostru, citind dintr-o carte. Auzindu-mă, lăsă cartea jos, se uită la noi și, simțind șovăiala mea de a vorbi despre ce mi se întâmplase, interveni cu blândețe și mă determină în felul său calm să explic tot ce se întâmplase. Când am terminat, am încercat să râd. Și totuși, am spus eu cu un ton ce vroia să pară vesel, poate a fost doar din cauză că seara trecută am mâncat prea mult sos picant la cină. "Nu trata superficial lucrurile prin care te va trece Domnul," zise el liniștit. "Lucruri supranaturale se întâmplă cu adevărat." Ocoli canapeaua și se așeză pe un scaun din fața noastră. Figura lui era foarte serioasă. El explică prezența supranaturală a răului și faptul că Dumnezeu poate să îngăduie ca aceasta să vină asupra unei persoane pentru a o încerca. De exemplu, Ken arătă din Vechiul Testament cum Satanei i-a fost îngăduit de Dumnezeu să-l atace pe Iov și cum el i-a permis celui rău să-l ispitească pe Hristos în pustie. Au fost niște încercări și de fiecare dată, adăugă el, victima țintită de Satan a ieșit biruitoare prin exprimarea deschisă a credinței sale în Dumnezeu. Mi-am adus aminte, fără să vreau, de atacul pe care îl suferisem cu două nopți înainte de botezul meu. Încetul cu încetul continuam să învăț, dar ceea ce nu știam încă, gândindu-mă la învățăturile mângâietoare ale lui Ken, era că Domnul începuse deja un proces care urma să mă lase tot mai singură și totuși nu însingurată, tot mai îndepărtată de familia mea și totuși făcând parte dintr-o familie mare care mă susținea, tot mai departe de rădăcinile care însemnau atât de mult pentru mine în Vach și totuși cu rădăcini tot mai adânci într-o cetate nouă. Din pricina acestor încercări ale răbdării ce urmau să vină, el mă pusese încă o dată și încă o dată în situații în care eram nevoită să depind numai de el. Capitolul 11. Vânt de schimbare. Acest proces de despărțire de toți în afară de el începu câteva săptămâni mai târziu, într-o duminică, în timpul întâlnirii noastre obișnuite de duminică. Mi se părea că atât soții Old cât și familia Mitchell erau în acea seară mai înnegurați. "Ce s-a întâmplat?" i-am întrebat. Ken își propti privirea în tavan. "Mary și cu mine plecăm într-un concediu de un an,"
zise el dintr-o dată. Prima mea reacție a fost panica la gândul că voi fi abandonată. Ce o să mă fac fără cei doi old? Bineînțeles, rămânea familia Mitchell, dar eu depindeam de amândouă familiile ca să mă susțin împreună. Soții Mitchell erau cei care mă puseseră în legătură cu biserica pentru prima oară. Soții old umblaseră alături de mine. Era oare acesta doar începutul? Cât mai dura până îi voi pierde și pe ceilalți? Mary parcă mi-a citit inima că se apropie și mă luă de mână. În timp ce vorbea, ochii se umplură de lacrimi. Draga mea, zise Mary, trebuie să-ți dai seama că așa va fi mereu. Cei pe care îi iubim vor pleca întotdeauna. Doar Isus rămâne cu tine pe vecie. Ken se alătura acum soției sale și mie. Mai e ceva, Bilchis, zise el. Domnul nu te va scoate niciodată dintr-o poziție sigură fără să aibă un scop anume. Din această cauză poți acum să începi să te bucuri, chiar și în mijlocul durerii. Ne mai rămâneau doar câteva zile împreună, familiilor Old, Mitchell și mie. Ziua plecării se apropia, aducând cu ea un sentiment al fatalității. Încercam cu toții să părem plini de credință cu privire la golul care urma să apară în ziua plecării lui Ken și lui Mary, dar era doar teatru, nu era ceva real. A fost o zi tristă când soții Mitchell și cu mine și cu alții din micul nostru grup creștin ne-am dus la casa familiei Old ca să ne luăm rămas bun. Ne-am străduit din răsputeri, chiar și în această ultimă clipă, să facem ca totul să pară o zi de sărbătoare, dar inimile ne erau grele. Încercam să privim momentul nu ca pe o șansă de a-i lăsa să plece, ci de a-i trimite. A fost un spectacol plin de vitejie, dar în inimile noastre, uitându-ne după automobilul supraîncărcat care se târa cu greu spre drumul principal, tuturor ni se părea că viața nu va mai fi atât de bogată. Conducând mașina înapoi spre casă în acea zi, am avut o senzație stranie de a fi rămas de una singură acum, părăsită într-o comunitate oribilă. Dar familia Mitchell era încă în vah. Educația mea luă o întorsătură nouă și neașteptată într-o dimineață spre prânz, la câteva luni după plecarea soților Old, când am primit un telefon de la dr. Daniel Buck. Acesta îmi spuse că el și dr. Stanley Munay Ham, ca reprezentanța ai unui grup numit World Vision, cu sediu în California, Statele Unite, ar dori să mă viziteze. Nu mai auzisem de această organizație, dar ușa mea era deschisă tuturor, chiar și oamenilor curioși, care doreau să vadă cum arată o musulmană trecută la creștinism. Veniră amândoi câteva zile mai târziu. După un timp, dr. Munay Ham început să vorbească și era clar că nu era un căutător de curiozități. Era interesat și de felul în care mă convertisem, dar simțeam că l-ar fi interesat la fel de mult și convertirea grădinarului meu. Ne beam ceaiul când el trecu la subiect. Madame Sheikh, vreți să mergeți la Singapore? Mă întrebă dr. Munay Ham, ca să depuneți mărturie pentru domnul? La Singapore? Billy Graham pregătește acolo o mare conferință numită Hristos în căutarea Asiei pentru creștinii asiatici de toate felurile, indonezieni, japonezi, indieni, coreeni, chinezi, pakistanezi. Mărturia dumneavoastră va fi o încurajare pentru noi. Nu suna bine. Aveam destule de făcut chiar aici, în Vah, fără să mă mai deplasez și în alte părți ale lumii. Mă voi ruga cu privire la acest lucru. Vă rog mult, zise dr. Munay Ham, iar la scurt timp își luă la revedere. Multă vreme după plecarea doctorului Munay Ham, am stat pe verandă cugetând și rugându-mă așa cum făgăduisem cu privire la invitație. O parte din mine spunea că ar trebui să profit de această ocazie, cealaltă parte îmi spunea nici măcar să nu mă gândesc. Atunci îmi veni o idee, pașaportul. Bineînțeles, era chiar pe punctul de a expira. Dacă voiam să merg la Singapore, trebuia reînnoit. În acea vreme, în Pakistan, era multă birocrație la pașapoarte. Situația era imposibilă. Unii oameni își trimiteau pașapoartele pentru a fi reînnoite și nu le mai primeau niciodată înapoi. De ce să nu las această situație să-mi vorbească din partea Domnului? Dacă el dorea ca eu să plec, el va avea grijă și de amănuntul cu pașaportul.
Am completat formularele necesare chiar în după-amiaza aceea și am trimis pașaportul prin poștă la autoritățile respective. Dând drumul plicului în cutia poștală, aveam foarte puține îndoieli că aceasta va însemna un nu pentru călătoria mea la Singapore. O săptămână mai târziu sosi cu poșta un plic cu aspect oficial. Am zâmbit. Acesta va fi primul pas pentru reînnoirea pașaportului meu, încă niște formulare de completat, și asta va ține așa luni de zile. Am deschis plicul. Înăuntru, cu prelungirea făcută și cu toate ștampilele oficiale, era pașaportul meu. Și iată cum, câteva luni mai târziu, mi-am luat la revedere de la Mahmud, cel de 6 anișori, și am plecat cu mașina spre Lahore. Acolo am trecut pentru o scurtă vizită pe la fiul meu, Khalid, înainte de a mă îndrepta spre Karachi, unde mă voi îmbarca într-un avion cu reacție cu destinația Singapore. Deși eram în 1968 și trecuse un an și jumătate de la întâlnirea mea cu domnul, Khalid avea aceeași atitudine ca și restul familiei mele, arătând puțin interes față de descoperirea mea, dar mă respecta ca mamă și întrevederea noastră a fost una plăcută. Mai târziu, urcându-mă în avion la Karachi și gândindu-mă la acțiunea pe care o realizam în acel moment, mi se părea că fiul meu avea dreptate. Ce căutam eu în avionul acesta pentru Singapore? La bord erau mulți creștini și nu eram prea sigură că îmi plăcea ceea ce vedeam. Mă dădeam înapoi înaintea exuberanței lor. Cântau cântări, strigând unul către celălalt peste alții, ridicându-și uneori mâinile, exclamând, slavă Domnului! Eram jenată. Bucuria lor avea ceva artificial. M-am pomenit murmurând că, dacă asta înseamnă să călătorești în grupuri creștine, eu nu sunt interesată. Ceea ce făcea și mai dificil acest moment era faptul că, din rațiuni pe care nu le-aș fi putut defini, simțeam că prezenta călătoriei avea o semnificație personală dincolo de aventura de la Singapore. Era ca și cum călătoria ar fi fost profetică, prevestind felul de viață pe care voi fi chemată să-l duc. O, nu, Doamne, am spus în sinea mea, ce e asta? Cred că te joci cu mine. În ce sens profetică? În sensul că va trebui să petrec o grămadă de timp înconjurată de persoane extrovertite, călătorind în avioane cu reacție? La mine în Vah abia începusem să mă simt bine în rolul de creștină, dar asta era într-un sătuc de provincie. Acolo cel puțin eu dețineam controlul situației. Pentru mine, creștinismul era o bucurie foarte personală care nu putea fi împărtășită decât în condițiile impuse de mine. Nu-mi plăcea ideea de a mă da în spectacol în fața a sute, poate mii de străini. După decolarea avionului, mi-am ațintit privirile spre fereastră, privind cum Pakistanul se cufunda în ceață sub noi. Deși știam că aveam să mă întorc peste doar câteva zile, ceva m-a avertizat într-un sens foarte real că acesta era doar un început. Deși voi veni înapoi acasă în mod fizic, într-un alt sens nu mă voi mai întoarce niciodată. Aceasta, acest grup de creștini într-un avion, era de acum casa mea. Ce putea să însemne asta? Ideea mă îngrozea. De la aeroportul din Singapore am mers direct la sala în care lucrările conferinței începuseră deja. Și dintr-o dată, spre marea mea surpriză, am descoperit că reacționam cu totul diferit față de acest grup de creștini adunați la oaltă. În sala de conferințe erau mii de oameni, cel mai mare număr de persoane pe care îl văzusem vreodată, adunat într-un singur loc. Când am intrat în sală, toți cântau, ce mare ești! Am simțit familiara prezența Duhului lui Dumnezeu și niciodată nu o cunoscusem ca fiind atât de palpitantă. Imediat mi-a venit să plâng, nu de tristețe, ci de bucurie. Nu mai văzusem până atunci o mulțime atât de mare de oameni lăudându-L pe Dumnezeu. Abia o puteam cuprinde cu privirea. Atât de mulți oameni din atâtea țări, rase diferite, porturi diferite, înălțându-se rânduri, creștinii cântând păreau a fi fără număr. Ce schimbare!
cu totul altceva față de grupul din avion. Apoi mi-am dat seama ce experimentasem în avion. Totul era deodată foarte clar. Oamenii de acolo erau timizi, emoționați, poate chiar înfricoșați. Înfricoșați de noutate, de zbor. Se prefăceau, jucau teatru, nu erau în duhul, în ciuda limbajului pe care îl foloseau. Ei nu fuseseră în duhul mai mult decât mine când îl certam pe vreunul dintre servitori sau când am reacționat cu violență față de un unchi care încercase să facă presiune asupra mea ca să mă întorc la islam. Problema fusese limbajul lor. Vorbirea tipic creștină mă păcălise. Ar fi trebuit să recunosc dialectul, în ghilimele, ca atare, folosit pentru a ascunde o durere. Dar aici, în centru de conferințe, era altfel. Conformismele luaseră sfârșit, începuse închinarea. Dacă profeția pe care o simțisem avea în vedere participarea la grupuri ca acesta, asta eram în stare să apreciez și să accept. Un lucru însă încă mă mai deranja. Chiar trebuia să mă ridic în fața acestor mii de oameni ca să le vorbesc? Una era să vorbesc despre experiențele mele oamenilor din Vah, pe care îi cunoșteam personal. Dar aici, cu toți acești oameni cu înfățișări bizare veniți din atâtea țări, nu mă simțeam în siguranță. M-am grăbit să ajung la hotel unde am încercat să mă liniștesc. Mă uitam pe fereastră la tumultul Singaporeului. Cât de puțin semăna Singapore cu Londra sau Paris. Oamenii se împingeau unii pe alții pe străzi, vânzătorii ambulanți își lăudau marfa cu glas tare, modulat, iar automobilele se strecurau prin acest talmeș-balmeș, claxonând tot timpul. Toată îmbulzeala aceea de oameni părea să mă amenințe chiar și aici, așa cum o făcuse în sala de conferințe. M-am cutremurat. Am tras la loc perdeaua cu o smucitură și m-am retras la celălalt capăt al camerei, unde m-am așezat și am încercat să mă calmez. Oh, Doamne, am strigat, unde este Duhul Tău mângâietor? Brusc mi-am amintit de o experiență din copilărie, când mă plimbam cu tata prin piața din Vah. Tata îmi spunea să rămân lângă el, însă eu mereu o mișcare voiam să fug. Odată am făcut-o. O tarabă cu flori m-a tras atenția, iar eu am alergat către ea. Deodată mi-am dat seama că tata nu mai era lângă mine. M-a cuprins panica și am izbucnit în lacrimi. Oh, tata, am spus, vino și găsește-mă și n-am să mai fug de tine niciodată. Nici n-am apucat să termin cuvintele că el era acolo, silueta sa înaltă și sveltă apropiindu-se cu repeziciune prin mulțime. Eram din nou lângă el. Tot ce doream acum era să rămân acolo. Stând pe scaun în camera de hotel, mi-am dat seama din nou că îl părăsisem pe Tatăl Ceresc. Îngăduind să fiu neliniștită, fugisem de prezența lui mânghietoare. Când voi învăța oare că nu pot să mă îngrijorez și să mă încred în Dumnezeu în același timp? M-am relaxat și am simțit din nou pacea. Oh, Tată, îți mulțumesc, am spus cu lacrimi de ușurare. Te rog, iartă-mă că m-am îndepărtat de tine. Tu ești aici. Tu ești și în sala aceea. Voi fi în siguranță. Câteva minute mai târziu, în holul hotelului, am simțit o mână pe braț și am auzit o voce cunoscută. M-am întors și l-am văzut pe doctor Muneyham. Madame Sheikh, ce bine că ați venit! Doctor Muneyham părea destul de fericit să mă vadă. Mai doriți încă să vorbiți? Parcă îmi citise gândurile. Nu vă faceți griji pentru mine, am spus zâmbind. Va fi bine. Domnul este aici. Dr. Muneyham rămase nemișcat studiindu-mi chipul de parcă încerca să se hotărească cum să-mi interpreteze cuvintele. De fapt, și eu folosisem dialectul, în ghilimele, creștin, dar el nu-l lua literalmente, lăsându-se astfel poate păcălit, așa cum a păcălise și pe mine în avion. Ochii doctorului Muneyham mă cercetau până în adâncul sufletului. Apoi, brusc, păru satisfăcut. Bine, zise el deodată. Sunteți programată pentru mâine dimineață. Se uită la ceas. Veți fi din plin susținută în rugăciune. Dr. Muneyham înțelesese corect. Senzația de siguranță rămase chiar și dimineața următoare,
când într-adevăr m-am ridicat în fața celor mii de oameni adunați în sală pentru a le vorbi despre modul în care mă găsise într-un mod atât de ciudat. Nu mi-a fost deloc greu să vorbesc. El a fost cu mine mereu cât timp am înaintat cu poticnel și bâșbâieli, încurajându-mă cu asigurarea că el era cel care comunica și nu eu. Iar când oamenii m-au înconjurat cu o prietenie plină de dragoste după cuvântare, făcusem primul pas într-un nou fel de a lucra pentru Domnul. Domnul a aranjat de asemenea să mă întâlnesc cu un om care avea să devină foarte important în viața mea, dar atunci nu știam acest lucru. Am fost prezentată doctorului Christy Wilson, un domn amabil care era pastor unei biserici pentru etnicii străini din Kabul, Afganistan. Am simțit părtășia noastră în duhul în timp ce discutam despre lucrarea lui. Apoi, lucrările conferinței au luat sfârșit, iar eu mă aflam pe drumul de întoarcere spre Vah. Încă o dată am avut senzația că toată călătoria avusese un ciudat caracter prevestitor, ca și cum Dumnezeu îmi ceruse să merg cu el la Singapore pentru a afla mai multe despre o lucrare în care el dorea să mă implic. Ei bine, mi-am spus, cel puțin îmi voi păstra sediul la Vah. Poate că nu mă va deranja prea mult plecarea în câte o călătorie ocazională din cuibul meu străvechi, confortabil și sigur. Dar în acele momente când mașina părăsea drumul principal, cotind spre casa noastră ascunsă între pomi, nu aveam de unde să știu că educația căreia eram supusă avea să zdruncine și mai tare educația mea.